Persoanele dezavantajate cu venituri sub pragul de 2000 de lei vor beneficia de un ajutor în valoare de 750 de lei. Cardul de energie pe care vor fi banii virați va putea fi folosit și pentru a acoperi costurile legate de montarea repartitoarelor de căldură. Această inițiativă vizează în mod specific familiile de români vulnerabili cu venituri sub pragul de 2000 de lei care vor putea utiliza acest sprijin financiar sub forma unui card de energie destinat și instalării repartitoarelor de căldură. Începând cu data de 15 aprilie 2024, conform prevederilor legii, cetățenii români eligibili vor primi sprijin financiar în valoare de 750 de lei pentru a acoperi costurile legate de achiziționarea și instalarea repartitoarelor în locuințe. Distribuirea cardurilor de energie va fi gestionată de către Poșta Română, iar plățile pot fi efectuate până pe 31 decembrie 2024, fie online, fie prin mandat poștal sau prin intermediul unui agent poștal. După instalarea repartitorului, beneficiarul va primi un certificat de validare a achiziției și montajului din partea asociației de proprietari sau locatari, atestând legalitatea procesului de instalare și oferind detalii despre achiziție și montaj. Mai mult, cardul de energie cu suma de 750 de lei poate fi utilizat atât pentru plata facturilor la utilități, cât și pentru achiziționarea de combustibili. Legea acordă sprijin pentru următoarele categorii de persoane și familii: pensionarii cu vârsta de 60 de ani și peste, cu venituri lunare de până în 2000 de lei, precum și pensionarii cu pensie de invaliditate, indiferent de vârstă, având aceeași limită de venit; persoane cu handicap grav, accentuat sau mediu, cu venituri proprii lunare sub pragul de 2000 de lei; familiile care beneficiază de alocație pentru susținerea familiei; familiile și persoanele singure care primesc ajutor social. Atenție! În situația în care o persoană îndeplinește criteriile pentru mai multe dintre aceste categorii, aceasta va putea primi sprijin doar pentru o singură categorie la alegere.